Nu oferă protecție sau nu ia toate măsurile pentru ca individul să fie instruit, să procedeze ca și în trecut. Cum se face? Nu au interes, nu. Omul nu valorează nimic la ora actuală. De fapt, nici înainte nu valora. Probabil că sunt cheltuieli mai mari dacă investesc în direcția aceasta și evit oamenii. Noi ne facem că muncim, ei se fac, ne plătesc, nu? Ar trebui să respecti legea. Cum? Privind protecția muncii. Echipamente adecvate, normele de protecție a muncii să fie respectate, atât de angajat cât și de angajator, ceea ce se oferă privind protecția muncii. Neatenția la locul de muncă i-a costat scump pe unii salariați. În septembrie, accidentele de muncă au băgat în spital mai mulți angajați decât în luna precedentă. Din nefericire, în luna septembrie, numărul accidentelor de muncă a fost mai mare decât în luna august. S-a finalizat cercetarea la trei evenimente care au fost încadrate ca accidente de muncă, două cu incapacitate temporară de muncă și unul cu invaliditate. În ceea ce privește accidentele cu invaliditate, pentru anul acesta este al doilea accident cu invaliditate înregistrat la noi ca accident de muncă cu invaliditate și e, din punctul nostru de vedere, e unul din cele mai grave. Accidentele de muncă scot bani frumoși din buzunarul statului. Casa de pensii plătește aproximativ 15.000 de lei salariaților din județ care au suferit o traumă la locul de muncă.